Bună, Radu, ce faci? S-a deschis sezonul așa petrecerilor în aer liber. Bună, da, s-a deschis și în sfârșit stăm și noi la aer și ne încărcăm cu soare, cu lună, cu tot ce aprindem. Tot ce prindem, ce aprindem, ce aprindem, ai zis bine, ce aprindem. Cum arată programul tău așa de acum încolo? Vine vara, am văzut că ai lansat un frumos videoclip și să vorbim așa puțin despre el. Mulțumesc! Păi vara este plină de lansări. Am început în forță cu Samsara, un videoclip un pic așa mai cinematic, mai pentru artă. Și constant repetiții în concerte, în spectacole și câteodată evenimente. Să ne întoarcem la videoclip. Ai filmat o scenă așa, într-un fel, dar bine, tu arătai senzațional în acea scenă. Să le spunem telespectatorilor un pic, nu știu cum să zic, în sicriu? Da. Ai stat acolo, ai zis o oră și un pic. Am stat o oră și un pic, până la urmă este un rol. Regizorul și cu mine a vrut să-mi punem într-un mod cinematic ce înseamnă Samsara, că înseamnă ciclul nesfârșit al vieții. Și am arătat toate etapele, de la naștere până la moarte, într-un mod muzical. A fost, nu știu, cât sau cum ți-ai făcut curaj să intri acolo? N-am avut nevoie de curaj. Singura chestie ce nu mi-a plăcut a fost mirosul. Atât, miroseleam nu la Dana. Rest a fost ok. Și m-a durut spatele un pic după, dar e un rol. S-au făcut glume pe seama asta la filmări? S-au făcut glume. Păi, machiajul pe care îl purtam era ca o mască și nu prea puteam să vorbesc. Și ziceam, nu mai mă faceți să râd, vă rog. Stați doar cu mine aici să simt că nu sunt singur. Tu ai evoluat foarte frumos în zona asta muzicală. Știu că faci bine ce faci și cu actoria. Nu știu, cum te susține tatăl tău? E mândru de tine? Mulțumesc, da. Din fericire, toată familia este mândră. Și inclusiv eu. Pentru că încep să dea roade toate eforturile și aștept la cât mai multe. Ce dorești de acum încolo pentru tine? Ai spus că ai și multe evenimente, concerte, te întâlnești cu publicul, dar ce mai dorești profesional vorbind? Să trec de la toate acestea sunt la un nivel și îmi doresc să le aduc la un nivel cât mai înalt de fiecare dată. Violeta, un business ceva? Nu mai avem timp nicio nici ea. Am văzut că ea e în partea aceasta de business, așa, merge spre politic, spre administrație. E avocatul meu. Da. Ai vrea, nu? Adică vă înțelegeți bine? Ar fi echipa șoc.